Undeva în 2011 a luat ființă CSM-ul Yuppi Capra. Mai apoi m-am gândit și am simțit din ce în ce mai tare că aș dori să transmit acea energie pozitivă pe care o acumulez la munte, practicând sporturile montane, acelor oameni care au nevoie de această energie pozitivă pentru a trece peste greutățile vieții. Bunul meu prieten Alpar a formulat foarte bine această filozofie în două cuvinte: Yuppi Capra Social. Yuppi Capra Social este un proiect de lungă durată prin care dorim să avem o implicare în diferite cauze sociale an de an. Anul acesta am decis să fim alături de Asociația Yuppi, o asociație care organizează tabere de recreere și terapie pentru copii cu boli cronice, cancer, diabet zaharat și artrită juvenilă. În 10 iulie pornim în alergare peste munți cu un singur scop, ca să strângem fondurile de tabără pentru 15 copii cu boli cronice. Ideea acestei aventuri s-a născut din dorința de a ne expune la ceva ce este momentan peste percepția noastră de realitate, astfel reflectând ideologia taberelor Yuppi și identificându-ne cu ceea ce experimentează copiii din aceste tabere. Ne-am propus să parcurgem în alergare creasta Făgărașului și Pietre Craiului și pe urmă, ca o continuare, să participăm la un ultramaraton care se organizează în munții Bucegi. Vor fi 5 zile de alergare continuă peste crestele celor mai dificile munți de la noi din țară. Vom parcurge în total 210 km și peste 18.000 de metri diferență de nivel. Lucrez în iQuest de 8 ani și pot spune că în tot acest timp compania a încurajat urmarea propriilor pasiuni și depășirea propriilor limitări, atât pe plan personal cât și profesional. În momentul în care le-am prezentat colegilor ceea ce înseamnă tabăra Yuppi, au fost mai mult decât onorați să se implice.